Victor Lazarev Vechi Maestri Europeni Prefață În această carte sunt strânse studiile mele despre Maestrii Italieni. Nota Prezenta prefață însoțește volumul Vechi Maestri Italieni al ediției ruse, respectiv primele două volume ale ediției în limba română. Nota traducătorului. Notă încheiată, pe care i-am îndrăgit în chip deosebit, ceea ce nu înseamnă că nu-mi sunt apropiați sufletește și alți mulți artiști, ca de pildă Maso, Simone Martini, Pisanello, Masaccio, Domenico Veneziano, Ercole de Roberti, Cossa, Carlo Crivelli, Bergognone, Botticelli, Lotto. Dar pe aceștia am renunțat să-i includ în cartea de față, căci ea ar fi crescut peste măsură. În plus, am dorit să pun în lumină creația acelor maestri care au reflectat cu foarte multă claritate în operele lor trăsăturile esențiale ale culturii artistice proprii Renașterii Italiene. Și prin aceasta, dacă excludem studiul despre Duccio, Cartea mea reprezintă, într-o bună măsură, o lucrare despre arta renașterii. În ultimele decenii, creația pictorilor în cauză a fost năpădită de o cantitate atât de mare de studii slabe și discutabile, încât acești pictori au început să-și piardă treptat adevăratul lor profil. Sub influența pieței obiectelor de artă, a început să li se atribuie tablouri care n-au nicio legătură cu opera lor. În cartea mea am îndepărtat în mod conștient această poșghiță. Aici este vorba fie despre lucrări indubitabile, fie despre acelea care, chiar dacă iscă unele discuții, sunt, în orice caz, destul de importante și calitativ, Destul de valoroase pentru a justifica, din punct de vedere științific, asocierea lor la numele vestiților maestri. Dacă ating și unele probleme de atribuire, o fac numai la note, străduindu-mă să nu bat atenția cititorului de la ceea ce constituie esențialul. O asemenea abordare nu presupune în niciun caz că sunt înclinat a subestima importanța erudiției. Istoricul de artă contemporan nu poate să nu fie erudit, pentru că, în caz contrar, el riscă la fiecare pas să cadă în greșeli elementare. Dar, bineînțeles, nu orice erudit poate deveni istoric de artă, adică un om de știință. Dotat cu puterea de generalizare și cu simțul istoriei, cu acea capacitate cu totul deosebită de a rătrăi fenomenele trecutului îndepărtat. Dezvăluirea gândirii artistice specifice și nu numai a manierei de a picta a unuia sau altuia dintre maestrii, și justa evaluare a locului lor în istorie. Constituie una dintre sarcinile de bază ale istoriei artei ca știință. Iată de ce am evitat prin toate mijloacele arbitrarul subiectiv, atât de răspândit în zilele noastre, al aprecierilor estetice, așa cum am evitat și vorbăria de prisos de care suferă atât de mult istoriografia contemporană. În ceea ce mă privește, am dorit ca printr-un limbaj simplu, limpede, străin de orice ezoterism și pretențiozitate, să povestesc despre acei maestri remarcabili, care au fost constructori activi ai culturii artistice renascentiste, despre viața lor, despre ambianța socială și culturală în care au trăit, despre legătura dintre creația lor și ideile dominante ale epocii. Înainte de toate, însă, m-am străduit să descoper caracterul specific, irepetabil, al limbajului lor artistic, pentru că, fără aceasta, istoria artei se transformă într-o simplă ilustrație a istoriei culturii așa cum a și fost, de fapt, tratată în lucrările reprezentanților metodei culturale istorice din secolul al XIX-lea. Dacă formalismul german îl am în vedere în primul rând pe Wölflin, ne-a învățat să ne orientăm în toate subtilitățile limbajului formal și în aceasta constă marele lui merit, Apoi, el a ignorat aproape cu desăvârșire conținutul operei artistice. Tocmai aici își va avea călcăiul lui Achille. De aceea, devine explicabilă opoziția ce s-a conturat împotriva unei asemenea abordări la reprezentanții școlii iconologice. Aceștia au făcut foarte mult. Pentru descoperirea conținutului obiectiv al operelor artistice ale trecutului, a simbolisticilor complexe, dar foarte adesea ei ignorau formele prin care conținutul respectiv era exprimat. Aici avea loc, din nou, o ruptură între formă și conținut, dar în sens invers. Pentru mine, înțelegerea limbajului artistic cuprinde. Atât forma cât și conținutul. Iar, în acest caz, orice limbaj artistic este nu numai o manifestare a individualității artistului, ci și produsul unui anumit timp, al unei anumite epoci, al unui anumit mediu social. Și cu cât vom cunoaște mai bine această epocă, sub toate variatele ei aspecte cu atât mai obiectivă și mai științifică va fi aprecierea dată de noi, artiștilor ei. În ce măsură am izbutit ca, în contextul ideilor menționate, să dau o interpretare convingătoare creației aparținând maestrilor abordați în această carte, este în măsură să o judece cititorul. În încheiere, aș dori să mulțumesc cercetătorilor care mi-au ajutat să scriu această carte și să procur materialul ilustrativ indispensabil realizării ei. Lui D. Angulo, Madrid C. Becherucci, Florența A. Betanio, Veneția C. Bertelli, Roma H. Buchtel, New York R. Bianchi Bandinelli, Roma F. Valkanover, Veneția H. Westergaard, Stockholm G. Gamulin, Zagreb M. Davis, New York M. Davis, Londra O. Demus, Viena R. Causa, Neapole A. Cosgarten, Florența P. Cot, Washington I. Kuznetsov, Leningrad. B. Levanini, Palermo. I. Lautz, Karlsruhe. F. Meyer, Basel. O. Miller, Londra. C. Niudi, Bologna. D. Paccanini, Mantova. P. Della Pergola, Roma. F. Popellier, Bruxelles, El Pupi, Padova, F. Russoli, Milano, G. Stocle, Bruxelles, D. Chite, Tabot Rice, Edinburgh.